Salut și bine ați revenit pe 10 la info.com. Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip vom discuta despre materia pe care trebuie să o parcurgeți până la Olimpiadă dacă vreți ca la Olimpiadă să aveți un rezultat bun. În acest videoclip vom discuta despre materia de clasa 9, urmând ca în următorul să discutăm despre materia de clasa a 10 -a și respectiv de clasa a 11. -a. Ok, haideți să nu mai pierdem uh, timpul și să Începem direct cu uh, lucrurile serioase. Mi-am mi făcut aici un window în care să scriu uh, așa unul sub altul cam uh, tot ce notăm și după aceea le iau și le pun și în comentarii la acest videoclip pe YouTube ca să, le aveți, să aveți acces rapid la ele, să fie ca o listuță și să vă bifați frumos după ce faceți fiecare lucru în parte. Ok? Am intrat pe PBM pentru că în pe Info este extraordinar de bine structurată materia și atunci am dau seama foarte ușor de unde ce trebuie să învățați în plus. Ok, operator și expresii, structurile de și structuri repetitive, să rezolvați toate problemele, dar în rest nu trebuie să vă bateți capul cu nimic în plus pentru că uh, vă dați seama, e... No. Asta e bazele programării, cine nu știe să rezolve probleme de aici, nu are ce căuta la Olimpiadă. Mai departe, ar fi sume produse în maxime și minime. Până aici e relativ simplu, eu pe astea de obicei le fac împreună, sunt primele 5 subcapitole, cât se poate de ușoare, nu există nimic uh, nimic foarte complicat. Să știți să calculați maxime și minime, uh, cât se poate de clean și să fiți sigur că nu, nu poate să fie nimic greșit în codul ăla, dar în rest uh, nu trebuie să vă bateți capul cu aceste 4 Abitoare, de desigur, să rezolvați cât mai multe probleme de la ele. Vedeți că eu le-am pe aproape toate. Bun. No, și acum începe treaba serioasă. De la cifrele unui număr, divizibilitate, generarea unor șiruri, bucata asta e deja o bucată care se demarcă față de clasă, da? adică se simte o schimbare puternică. Oricum, la Olimpiada nu o să aveți de făcut numai o problemă cu cifra numai. În problemă o să aveți de calculat cifre, suma cifrelor, poate, după aceea să ridicați la nu știu ce putere și alte lucruri de acest gen. Da? Deci, fără niciun fel de stres, trebuie să înțelegeți că nivelul de dificultate de la Olimpiada este mult peste nivelul de dificultate a unei teze, test de la școală. Bun. La cifrele unui număr, dacă intrați, veți vedea, puteți merge spre capăt, nu-i chiar spre capăt, sunt uh, extrem de multe de probleme de olimpiadă, puteți începe să le rezolvați frumos, în plus, deci, lucruri care să zicem să nu le știți, nu prea este. Bine, trebuie, problemele cu palindrom apar foarte, foarte mult, deci foarte mari probleme cu palindrom apar extrem de mult, dar, în rest, nu, faceți un oglindit, calculați suma cifrelor în oglindit, să, uh, poate apar probleme în care trebuie să băgați efectiv cifrele într-un vector, și lucruri de acest gen. Deci, uh, o să notez aici uh, uh, hopa, așa. Proble, uh, probleme grele cu cifre, cifrele unui număr, da? Deja, deci puteți să intrați la de olimpiadă, începeți de lea de locală și tot crește, tot crește și le întâlniți. Nu sunt niște algoritmi care să zic clar, nu au bun, învățați algoritmul ăla, dar pentru că în teorie știți, dar totuși apar niște combinații care sunt destul de greu de scos. Lucrați de acolo și uh, nu vă stresați dacă nu luați 100 de puncte, cum spuneam, vă puteți da oricând pe 10 la info.com și uh, vă clarificați probabil motivul pentru care ați luat, uh, ați luat cât ați luat. Bun, mai, de, mai departe, bun, am terminat cu cifrele unui număr, acum devine treaba mai serioasă, pentru că ajungem la divizibilitate, da? La divizibilitate chiar există o diferență foarte puternică, deci trebuie... Asta e chiar, chiar algoritm. Să învățați să faceți algoritmul de factorizare pe care v-am tot arătat eu pentru clasă. Algoritmul de factorizare pe ciurul lui Eratostene. Este un lucru foarte interesant pentru că e cel mai rapid algoritm de descompunere posibil. Da? Deci trebuie să facem uh, factorizare pe ciur. Așa, așa o să scriu pe ciurul lui Eratostene. Da? Deci factorizare pe cirurile este un lucru extraordinar de important. Apare la, ai bine, cirurile nu, dar algoritmul de factorizare, da. Uh, atenție, de obicei se mai combină și cu niște, uh, niște uh, vectori de frecvență unele probleme, da, adică să, să calculați la un produs... Deci este un produs de numere și să calculați uh, descompunerea în factor prim a rezultatului. Dar fiind numere extrem de mari, clar nu puteți să faceți numărul final. Trebuie să faceți efectiv descompunerea în factor prim, puterile să le țineți minte, să nu cu următorul puterile să le adunați și așa mai departe. Și pe aceea la final îl din vectorul ăla de frecvență le scoateți. O să, o să fac și eu astfel de probleme, nu vă stresați, dar uh, cu, cu timpul, da? Vreau să fac și eu toate liniuțele astea pe care le pun aici, o să le discut și eu pe videoclipuri, dar deocamdată nu. Bun, factorizare pe ciurul lui Eratostene. După ce știți să faceți factorizare pe ciurul lui Eratostene, trebuie să vă asigurați că știți, algoritmul lui Euclid, varianta aia cu împărțire, nu cu, mi nu cu minus și plus, da? Deci nu cu multiple scădere, cred că se numește, da? Bun, după ce faceți ă, asta, Următorul ar fi să știți să această descompunere uh, în divizori cât se poate de rapidă. Uh, și cum spuneam, factorizarea. Da, primalitatea aia aici trebuie să știți, să demonstrați că un număr este prim cu cel mai bun algoritm. O să fac și chestia asta, cel mai bun algoritm de, demo, de verificare a primalității. și uh, așa mai departe. Deci, practic, sunt algoritmi de dinainte, dar uh, trebuie să fie cât mai bun. Deci uh, algoritmii de la clasă plus complexitate mai bună. Da? Cu o Haideți că scriu un loc de plus cu o complexitate cu o complexitate mai bună, pentru că puteți lua foarte ușor limită de timp. Bun, mai departe, generarea de siruri. o să fie Fibonacci, trebuie să învățați să faceți Fibonacci fără vector, da? Deci, Fibonacci fără vector, Asta ar fi un lucru destul de important pe care ar trebui să-l faceți uh, și desigur să lucrați de acolo probleme pentru că sunt probleme foarte, foarte interesante. O să rezolv și eu, nu este un algoritm care trebuie să-l învățați pe lângă. Bazi de numerații, desigur, să rezolvați probleme de acolo. N-am prea întâlnit, vă spun sincer, uh, dar uh, nu se știe niciodată ce le trece prin cap la propunătorii problemelor. Eu n-am întâlnit, cred că niciodată, în problemă de olimpiadă serioasă, ceva cu bază de numerație. Pentru că de e destul de aiurea, dar uh, nu știm niciodată. Mai departe, uh, vin problemele diverse. No, la problemele la probleme diverse, deci de pe Binfo, aici găsiți problemele de olimpiadă adevărate, care uh, implică capitolul acesta. Da? Adică, uh, din capitolul ăsta, aici găsiți problemele de olimpiadă care să îmbine mai multe capitole, da? la probleme diverse. Bun, și trecem la vector, care deja aici devine foarte interesantă treaba. Uh, o să, o să trebuiască să uitați de ștergeri și pentru că probabil ștergeri și nu o să prins pentru că au o complexitate foarte, foarte proastă. Deci, care nu proiectă. Deci, primele trei capitole, e pur și simplu să văd că știu să folosiți vectorul. Mai departe, sortarea vectorilor. Trebuie să știți uh, sortarea uh, setele, în paranteză, sortul o să-i fac și eu video la acest sort. Sortul din setele este foarte bun pentru că vă dă o complexitate N log N în loc de N pătrat a sortărilor pe care noi le cunoaștem la momentul actual în clasa a 9. Da, vor mai exista o sortări rapide în N log N în clasa a 10, dar n-are sens să vă bateți capul dacă voi vreți să participați la Olimpiadă în clasa a 9. Ok, după, deci cam asta e tot ce aveți de făcut la sortare, sortul din, să înțelegeți foarte clar sortul din setele și, desigur, plus funcția de comparare, care o să fie o funcție cu ajutorul căreia o să schimbați voi criteriile de comparare din acel sort din setele. Bun, mai departe, interclasarea, fără doar și poate, o să vă trebuiască, da? Deci, inter, uh, interclasarea... Uh, cât de bine se poate. Oricum sunt 10 probleme pe BMP, deci nu are să vă stresați, rezolvați pe lea și ok, cât de bine se poate. Uh, bun, după o să fie căutarea binară extraordinar de important. Căutarea binară, da? să o înțelegeți cât de bine și să puteți să o scrieți și în somn, pentru că sunt foarte mari șanse să lucrați cu ea. Deci, ideea este că prima dată trebuie să înțelegeți conceptele astea și nu asta e tot, că după ce ați învățat asta. După aceea trebuie să învățați să le recunoașteți și să le folosiți. Asta cu căutarea binară are o foarte mare filozofie, o să discutăm și pe asta, pentru că de foarte multe ori sunt șanse să nu recunoașteți faptul că este o căutare binară nu văd dă două și ziceți câte elemente din al doilea și le apar în primul sau ceva gen. Probleme cu secvență. în mod normal, probleme cu secvență se rezolvă la școală în n pătrat, n la treia. E bine, noi o să că să facem probleme cu secvențe liniar. Mă rog, aici mă refer la faptul că caut o secvență în alt vector, da? O secvență dintr-un vector în alt vector va trebui chestia asta să o putem face liniar algoritm foarte, foarte frumos. Bun. Uh, mai departe, uh, probleme cu secvențe, uh, caracteristici de, de frecvență, Va trebui să știți clar tot ce la școală, plus bit set, o să discutăm despre bit set. Da? Uh e o structură de date din setele mai, un pic mai șmecheră decât bulul, adică ocupă mai puțin de memorie ca să puteți declara vectorul mai mare. O să discutăm și despre bit set pe viitor, nu vă stresați prea tare. Dacă eu fac acest video, poate vreți voi să le căutați sau să aveți structurat tot ce trebuie să știți. Mai departe. Bit set la frecvență și caracteristici sunt multe probleme, trebuie lucrate. Din nou, nu există niciun algoritm, să zicem, foarte interesant. Desigur, ciurul lui Eratostene este aici. Uh, adică, mă rog, nu e aici, dar ține de acest capitol, pentru că celorlalte stăni se calculează costul unui vector de frecvență. Uh, bun, și probleme diverse, ne întâlniți probleme de la toate aceste șapte, opt capitole. Uh, câte 8. Opt. De la astea 8 de aici, a găsit aici probleme cu ele învârtite pe toate părțile. Bun, ce am ajuns la matrici. Matrici foarte interesant. Trebuie să înțelegeți în primul rând matriciile, da? Deci să înțelegeți oricum să o parcurgeți pe linie, pe coloană, pe diagonală, sub diagonală, deasupra de diagonală și așa mai departe. Deci, uh, parcurgerea matricilor sub orice formă. De exemplu, în, în, spirală, trebuie să știți să o parcurgeți în orice direcție și oricum, da? este un lucru foarte Uh, important. Și parcălgea matricilor sub orice formă, în orice direcție, sub orice formă, e ok așa. Bun, după ce ați înțeles chestiile astea, trebuie să învățați să folosiți matricile ca și structuri auxiliare. Adică, să nu vă dea ei o matrice, dar voi să știți că cu ajutorul unei matrici puteți să vă ușurați treaba sau să știți diverse lucruri. Uh, da, se pot folosi matrici ca Secvențe, ca frecvențe, și așa mai departe. Uh, nu ca secvențe, mă scos, numai ca frecvențe. Uh, matrici, matrici folosite ca și frecvențe. Interschimbare de linii. Uh, căutare binară pe matrice. Nu prea se dă, dar trebuie știută pe matrice sortarea liniilor și a coloanelor în funcție de ceva criterii adică în funcție de suma de exemplu să se sorteze liniile unei matrice în funcție de suma elementelor de atunci eu linia trebuie să o las calculez suma și calculez suma la alta și dacă e mai mică le interschimb și la final o să am pe prima linie o linie nemodificată inițial, dar uh, o să am mutată mai sus, astfel încât ea să aibă suma uh, elementelor minimă. Foarte, foarte important și un lucru pe care uh, am uitat să-l spun, ar fi vorba de uh, sumele parțiale. Vectori și matrici. Da? Nu uitați de sumele parțiale. Avem după aceea menul Uh, lui Mars. Asta e, e un, un șmen care seamănă destul de tare cu... Uh nici nu știu unde, cred că la secvențe sau la, la secvențe ar trebui să fie, deși se folosește și frecvențe în el. E un, un, șir care de obicei se folosește pentru diverse intervale. Deci eu am să zicem să marchez, am demarcat un anumit interval pe un vector, dar totuși dacă eu aș parcurge tot intervalul să îmi pun pe fiecare poziție valoarea 1 pe o frecvență, să zicem aș lua limită de timp. Și atunci aș merge, e o chestie extraordinar de inteligentă care ne ajută în acest sens. O să discutăm și pe lui, lui Mars, uh, dar nu acum, pentru că acum prioritatea mea numărul 1 este să termin clasa 11 materia de clasa 11-a. Bun. În mare, în mare, cam asta este. Vedeți că nu sunt uh, lucruri foarte complicate. A, uh, acum o să zic niște lucruri separate care trebuie să le învățați din clasa 11 Deci se fac la clasa, dar clasa 11a. Deci trebuie să știți să lucrați cu funcții da? Adică stru, uh, care sunt sub programe da? Deci trebuie să lucrați cu, știți să lucrați cu sub programe uh, și, uh, desigur, caractere. Să lucrați cu șiruri de caractere nu la un nivel foarte wow, dar sunt șanse să faceți niște citiri și uh, niște afișări cu caractere Sau așa mai departe Poate că vi se dă o matrice sub formă Bară jos, steluță să știți că bara jos trebuie să transformați în 0 Și steluța să transformați în 1 Sau chestii de acest gen Da, deci e bine să știți în mare și șirurile de caractere uh, E bine, cam, cam asta ar fi Cam asta ar fi Nu uh, vă pentru naționale Se mai schimbă puțin uh, materia Adică se mai bagă de la clasa 10 -a, Dar eu zic că în, în principiu este bine. Deci ideea este nu să vă bazați că dacă ați învățat tot ce am zis eu aici, vă calificați în națională sau chestii de acest gen. Ideea este să învățați tot ce am zis eu aici și după aceea să începeți să lucrați probleme de olimpiadă cât mai diverse și de la cât, din cât mai mulți ani și de la cât mai multe faze pentru că doar lucrând întâlniți în practică întâlniți punerea în practică acestor concepte pe care eu vi le-am arătat aici. Cam atât a fost pentru acest videoclip. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, uh, pentru vizionare. Uh, sper că ați găsit util acest videoclip și o să vă ajut în pregătirea pentru olimpiada faza uh, județeană la clasa a noua, desigur. Mulțumesc mult și să aveți o zi minunată.